Oameni buni, Mallorca, penserate. Zidurile orașului vechi, parcul din fața zidurilor, habar n-am cum se numește, mi se pare că Avingudas del Mar sau ceva de genul ăsta. Curat, corect, căței, oameni care fac exerciții. Pe acolo pe sus, nu cred că puteți să-i vedeți. Într-un cuvânt, cum spunea un clasic în viață, și anume tatăl meu, după ce reușea să facă o treabă, nu știu, undeva în curte, undeva în magazie, domne, lingi miere. Ca întotdeauna în cazul acestei minunate insule, curățenia nu este o chestie de dacă putem sau dacă avem timp. Curățenia este un must. Curățenia și ordinea, disciplina și siguranța și respectul față de cetățeni reprezintă un must. Probabil că, în fine, nu mai este nevoie să repet. Ăsta este unul dintre principalele motive pentru care am decis să plecăm din România. Nu că în România nu am fi fost respectați sau că n-am fi fost în siguranță, doar că e urât să muncești și alții să-și bată joc de banii tăi. Părinții la plimbare, verdeață, verdeață, verdeață. Peste drum, marea și campere Anthony. O luăm pe partea aceasta până la prima trecere de pietoni, după care vom traversa pe malul mării și astăzi mergem către Portișol. Lucru care m-a încântat întotdeauna la Spania și la Mallorca este că spațiile verzi sunt extrem de bine amenajate și extrem de bine îngrijite. Și ce să vezi? Familiile cu copii sau oamenii care au animale chiar pot utiliza această verdeață. Nu există niciun semn cu nu cărcați iarba în picioare, iar oamenii respectă și apreciază acest lucru. Absolut toți cei care au animale și pe care i-am văzut cu animalele la plimbare sunt dotați cu saci pentru a recupera rezidurile rămase de la animale. Nu vom încerca să traversăm prin loc nepermis, întrucât suntem într-o țară civilizată și nu vrem să riscăm o amendă. Da? Aici în față avem o reminescență, un edificiu care nu mai este folosit, dar nu mi-aduc aminte foarte bine cum se cheamă acum. Am un lapsus zilele trecute citisând despre el, dar ce mi-a atras atenția în momentul în care am citit despre el este că a fost construit de către arhitecții spanioli de aici, din Mallorca, după modelul și planurile unei fabrici din Europa de Est. Nu se menționează despre ce model de clădire este vorba și nici despre ce fabrică din Europa de Est este vorba, însă pentru cei care sunt născuți înainte de Revoluție și care au mai prins parcurile industriale românești, am impresia că acest tip de clădire vă este cunoscut. Bucureșteni, Apaca, Electroaparataj, cineva, cumva? Mă rog, mie mi-a plăcut foarte tare faptul că respectiva clădire este în stadiu de conservare. Întrucât în Mallorca, în țările civilizate, adică demolarea unei clădiri construite care încă se află într-un stadiu bun de
în care se prezintă încă într-un mod bun, adică nu este nici dărâmat, nu este nici în pericol de a cădea, dărâmarea acestuia este aproape imposibilă. Se spune că în Spania, decât să dărâmi o clădire, mai bine te apuci să construiești una nouă. Alți oameni care fac sportul, vom trece rapid pe lângă dumneavoastră loc să nu-i deranjăm. Pentru că oamenii fac sport și trebuie să respectați. Noi ne vedem de traseul nostru și ajungem la intersecție și la hotelul, am impresia că este Melia aici. Am impresia că este un hotel din lanțul Melia. Deși, spre rușinea mea, trec aproape în fiecare zi în drum spre muncă, nu am avut niciodată curiozitatea să întreb cum se cheamă sau să văd cum se cheamă. Dar din câte am înțeles, este vorba despre un hotel Melia. Curățenie, verdeață, lume bună, trecere de pietoni, autostrada urbană, nu sunt cozi, sunt semafoare, toată lumea respectă pe toată lumea, iar noi, la rândul nostru, respectăm locul respectiv. Hai să vedem dacă putem să traversăm pe aici, ca să vedem totuși ce este această minunată clădire. Știu că este un palat de... Palatio de Congreso, ceva de genul. Palat de Congres. Hai să vedem. Durează un pic până se pune verde, întrucât semaforul dă într-o autostradă urbană și atunci, da. Dar stă verde, stă roșu, stă nu bine. Observați? Este roșu, nu sunt mașini nici stânga, nici dreapta și totuși nu se grăbește nimeni să treacă. Da? Bun, s-a pus verde, trecem și noi. Mergem către Smulina și către Sportișul, dar mai întâi vreau să văd exact ce văd despre ce clădire este vorba. Știu că este palat de congresuri și hotel. Dacă nu mă înșel, este vorba despre un hotel din lanțul Melia, unul dintre cele mai prolifice și cel mai mare, dacă nu, cel mai mare lanț hotelier din Mallorca. Haideți să vedem. Unul dintre motivele pentru care atunci când este aglomerație ar fi acesta, faptul că autostrada se termină în acest semafor, dar la urma urmei și intrarea în oraș trebuie cumva reglementat. Un pic de element local, pentru că nu e așa. Ce este frumos și lui Dumnezeu îi place, cu siguranță iubita mea soție pe care o iubesc și o respect nu se supără, că asta este. Și să vedem, avem un nume, nu avem un nume, dar trebuie să traversăm. Bun, așteptăm să se pună verde și revenim.